de kilograme. Primul sportiv prezentat vine din Galați și este instructor la școala de box ce-i poartă numele. Se antrenează la Dao Sport Club Galați alături de Ciprian Doicaru. Își face debutul în cușca Heroes, în colțul albastru, Cătălin Pintilie! Încă un debut în această seară, iată-l pe Cătălin Pintilie din Galați, luptă la categoria 77 de kilograme. Adversarul său va fi Damian Zaharia, un sportiv cu câteva prezențe în galele High Fight Heroes. Mai exact, 3 meciuri pentru adversarul lui Pintilie în galele High Fight Heroes. Al doilea sportiv prezentat urcă în cușcă pentru al patrulea său meci la profesioniști. Se antrenează la Miners Fight Team alături de cei doi mineri, Aurel și Florin Pârtea. Doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Damian Zaharia! Iată și pe Damian Zaharia, spuneam pentru el 3 prezențe în galele High Fight Heroes. La ultimul meci din septembrie anul trecut a pierdut cu Amin Nic. A câștigat cu Alid Bourki în 2021 și a pierdut cu Ion Taburceanu tot în 2021. Iată, 2 înfrângeri, o victorie pentru el în galele High Fight Heroes. A pierdut de 2 ori prin knockout tehnic. A câștigat meciul său prin knockout. Vine de la Miners Gym și îl vedem pe Aurel Pârtea în colțul său, unul dintre luptătorii de top ai României în galele de arte marțiale mixte la nivel global. Foarte multe meciuri pentru Aurel în spațiul ex-sovietic și nu numai. Arbitrul întâlnirii este Yamato Zaharia. La mijloc, roșu. 3 reprize, 5 minute fiecare în acest meci între Cătălin Pintilie, colțul albastru, short albastru, mănuși albastre pentru el și adversarul său Damian Zaharia, mănușile roșii, colțul roșu. Suntem la categoria 77 de kilograme. Zaharia ține în centru, a început un pic, oh, ce high kick, este victorie, clar, s-a băgat la timp Yamato Zaharia între cei doi și iată victorie rapidă pentru Damian Zaharia cu un high kick în capul adversarului, o lovitură foarte, foarte frumoasă, o execuție superbă a lui Damian Zaharia și iată victorie rapidă în prima repriză pentru luptătorul care se antrenează la Miners Gym. Excelent această lovitură, foarte frumoasă victoria lui Damian Zaharia și iată palmaresul său în oglindă acum, 2 victorii prin knockout, 2 înfrângeri prin knockout la galele High Fight Heroes pentru el.
Doamnelor și domnilor, arbitrul întâlnirii Yamato Zaharia a întrerupt meciul în cea de-a 12-a secundă a primei runde, declarând câștigătorul prin knockout în colțul roșu, Damian Zaharia! Victorie pentru Damian Zaharia, victorie rapidă în prima repriză împotriva lui Cătălin Pintilie, o victorie superbă pentru Zaharia. Ok, sunt aici Zaharia, cu câștigătorul meciului, Damian Zaharia. Damian, ce lovitură spectaculoasă ți-a ieșit? Te-ai antrenat pentru așa ceva sau a fost noroc? În primul rând, bună seara la tuturor! A fost o perioadă foarte, foarte mare de antrenament, intensă. Ne-am pregătit foarte mult și foarte tare pentru meciul ăsta și în timp o să urmeze și mai grele antrenamente. Ce urmează pentru tine? Posibil un meci pentru centură la categoria 77. Mult succes, Damian! Doamnelor și domnilor, Damian Zaharia!